Următorul modul este despre clouds. Respectiv vom discuta ce e acela un cloud. Am mai văzut lucrul ăsta în introducere, dar să vedem ce înseamnă cloud în perspectiva lui System Center Virtual Machine Manager. Și o să vedem că un cloud este de fapt un pool de resurse pe care le alocăm unui anumit tenant, unui anumit chiriaș. O să vedem deci cum configurăm un cloud, cum alocăm resursele și mai ales cum facem asignarea unui astfel de cloud către un rol de utilizatori. Deci vom discuta un pic și de partea de securitate, deci cum asigurăm accesul pentru utilizatorii din, să zicem, care vor avea mașini virtuale găzduite pe infrastructura noastră de private cloud. În primul rând, ce este un cloud? Un cloud e un pool de resurse care pot fi alocate ulterior unui tenant, unui chiriaș, de exemplu unui grup de utilizatori sau unui anumite categorii de roluri din SCVMM. Un cloud conține următoarele tipuri de setări, de configurație. Mai întâi host grupurile pe care utilizatorii respectiv vor putea plasa mașini virtuale. Respectiv, noi putem avea o infrastructură mai mare, cu mai multe host grupuri în diverse locații și noi putem limita, să zicem, accesul utilizatorilor care creează mașini virtuale numai către un anumit host grup, de exemplu. De asemenea, rețelele logice la care ei au acces și putem bifa acolo dintre rețelele disponibile pe care dintre acestea ei le pot folosi, deci în momentul când vor crea o mașină virtuală, ei se vor putea conecta numai la acele rețele specificate în configurația cloud-ului. De asemenea, le putem specifica setări de load balancer și virtual IP templates, asta dacă vrem să le permitem să facă ferme de servere mașini virtuale și să le configureze în load balancing. De asemenea, clasificările de porturi la care ei se pot conecta, ați văzut în modulul anterior despre networking, tipurile de porturi predefinite și am văzut că pentru fiecare tip de astfel de port putem seta restricții în ceea ce privește capabilitățile de offload, deci sau de hardware acceleration, de asemenea restricții de securitate, filtering, și de asemenea limitări de bandwidth pentru mașinile virtuale care se vor lega la aceste tipuri de porturi. Toate astea le pot specifica în cloud, respectiv ei când vor crea mașini virtuale vor putea folosi numai acele port profile pe care le-am configurat pentru ei. În sfârșit trebuie să le spunem la ce librării VMM pot avea acces. De acolo, bineînțeles, vor găsi template-uri de mașini virtuale, template-uri de servicii, pentru că utilizatorii care vor crea mașini virtuale pe un astfel de cloud nu vor putea face instalare de la zero a sistemului de operare în mașina virtuală. Întotdeauna vor folosi un template, adică pentru mașina virtuală, un template care conține un VHD cu sistemul de operare preinstalat, deci o anumită versiune, și care eventual poate fi configurat și cu anumite roluri și features prestabilite. De asemenea, este foarte important să le limităm capacitatea undeva, adică discutam la începutul seminarului despre percepția de capacitate infinită. Când un utilizator vine și are impresia că poate crea oricâte mașini virtuale și se gândește el, ia să testez eu cloud-ul și să fac 1000 de mașini virtuale, să vedem ține. Bineînțeles că dacă nu-i punem nicio limită, poate să încerce chestia asta și la un moment dat o să atingă limita resurselor fizice și atunci sunt interesat să-i limitez cumva resursele virtuale în termen de procesoare virtuală, memorie virtuală, storage virtual, rețele virtuale pe care el le poate folosi, respectiv să-i limitez capacitatea. Și o ultimă chestie foarte importantă este capability profile-ul. Îi voi spune, ok, acest cloud pe ce infrastructură de virtualizare merge? Și avem una din cele trei, Hyper-V, Xen Server și SAX. Și asta e foarte important pentru că dacă setez, de exemplu, capability profile Hyper-V, ei vor putea folosi numai template-uri pentru mașini virtuale Hyper-V pentru a
întâmplă crea mașini virtuale pe acest cloud. Deci asta ar fi configurarea pentru capability profile. În rest, ceea ce îmi place foarte mult în consola de SCVMM este că avem un meniu Clouds în consolă și facem right-click și Create Cloud. Deci asta este feature-ul meu favorit. Dacă este să discutăm din perspectiva, din cele două perspective, respectiv cea a consumatorului de resurse, adică eu știu, chiriașul care va crea mașini virtuale pe infrastructura noastră de virtualizare, pe ei interesează să aibă niște resurse de tip compute, da? Resurse de tip network și resurse de tip storage. Iar astea să fie cumva virtualizate sau abstractizate față de infrastructură, față de fabric. Deci ceea ce vor vedea ei în momentul în care vor încerca să creeze o mașină virtuală, ei vor vedea doar resurse virtuale, adică la compute, procesoare virtuale, memorie virtuală, de asemenea la partea de rețea vor vedea doar rețele virtuale sau cel mult rețele logice dacă se face pass-through, dar dacă vreau să fac network virtualization, atunci ei vor vedea doar rețelele virtuale care le-am specificat în cloud-ul, în configurația cloud-ului. De asemenea, dacă vor trebui să folosească load balancer, putem specifica asta în configurația cloud-ului, iar la storage am văzut deja în modulul anterior că ceea ce văd ei este o simplă clasificare de storage. Nu văd storage-urile fizice și atunci ei au o limită de capacitate și o clasificare. Deci nu pot specifica exact pe ce storage să fie plasată mașina virtuală și nici de asemenea pe ce host fizic. Toate astea fiind determinate prin algoritmul de intelligent placement în momentul când se creează mașina virtuală și trebuie plasată pe un host. Deci, view de consumator, de consumer, nu are acces la infrastructura fizică, la fabric. Providerul este cel care gestionează hosturile, clusterele, librăriile, pool-urile de adrese de IP, pool-urile de adrese MAC, pool-urile de storage, providerii de storage, deci toate astea sunt configurate de către fabric administrator, cel care administrează infrastructura. Deci vorbim de două perspective diferite, perspectiva fizică, cea a furnizorului de servicii care configurează toată infrastructura și perspectiva virtuală a consumatorului de servicii care folosește doar resurse virtuale, deci nu vede infrastructura fizică. Acum, dacă vrem să creăm un cloud, începem prin a-i da un nume sugestiv, după care trebuie să-i spunem dintre toate hosturile pe care le am eu gestionate de către SCVMM, pe ce hosturi se pot plasa mașinile virtuale create în acest cloud și pot limita la un grup de hosturi. De asemenea, aici pot specifica dacă există rețelele logice la care ei se pot conecta, load balancere, deci dacă poate folosi load balancere. În cazul ăsta trebuie să specific și virtual IP templates, care să specifice de fapt setările pentru load balancing, care vor fi folosite atunci când respectivul utilizator de business va încerca să configureze un load balancer cu mai multe mașini virtuale. Clasificările de porturi, și aici vedeți că dintre cele disponibile eu pot să-i spun care dintre ele sunt accesibile pentru acele mașini virtuale. Storage. Și aici vedeți că am doar clasificarea și capacitatea disponibilă în momentul respectiv pe acel storage sau de pe toate storage-urile din clasificarea Silver. Librăria, de unde să-și ia, sau librăriile de unde să citească VM templates și service templates. Este singura metodă pe care acești utilizatori vor putea crea mașini virtuale, deci nu mai folosim template-uri. Ei nu vor putea crea mașini virtuale de la zero. Și de asemenea, dacă le dăm permisiunea să salveze mașini virtuale, pentru că asta ar fi o cerință din partea lor. Să zicem că avem niște dezvoltatori care vor să pornească de la o
la un template standard și în interiorul lui să instaleze niște componente suplimentare, middleware sau aplicații. Și după aia vor să salveze mașina virtuală nou creată sub formă de template ca să o poată refolosi ulterior. Și atunci trebuie să le specificăm aici calea în care ei pot salva astfel de template-uri în library și trebuie să le dăm permisiunile necesare. Altfel, avem acces la read-only library shares, care le dă voie doar să creeze mașini virtuale pe baza template-urilor existente, adică numai cele configurate deja de către administrator. Și în sfârșit ajungem la zona de capacity, în care putem limita resursele virtuale pe care acești utilizatori le pot folosi în momentul când creează mașini virtuale. De exemplu, numai un maxim de 10 procesoare virtuale, un maxim de 8 GB de RAM, un maxim de 100 de GB de storage. Aici quota points se referă la sistemul folosit încă de la VMM 2008R2, în care pentru fiecare gigabyte de memorie și gigabyte de storage puteam pune un punct sau mai multe de cotă. Și, de exemplu, puteam să-i dau 100 de puncte și el să creeze, să aloce resurse în limita cotei respective. Asta a fost o primă încercare de a calcula costuri pentru mașinile virtuale alocate. Numai că acest mecanism de cotă a funcționat doar la alocarea inițială. Deci, practic, când cream mașina virtuală pe bază de template, nu măsura efectiv cât dacă mașina virtuală a fost pornită pe un host, cât procesor a consumat, câtă memorie, mai ales dacă folosește Dynamic Memory, asta poate să varieze în timp ce mașina funcționează, storage-ul, cum a fost efectiv consumat. Deci partea de cota era o metodă rudimentară prin care puteam aloca un număr de puncte pe care după aia putem, cu ajutorul lor puteam calcula niște costuri, să zicem. Dar era numai la alocarea inițială. Și în sfârșit putem limita numărul maxim de mașini virtuale care pot fi create în acel cloud. Deci vedeți că de fapt un cloud este un pool de resurse și capabilități pe care noi le oferim, le facem disponibile către niște consumatori, deci niște utilizatori din zona de business care au nevoie să-și creeze mașini virtuale. Și în sfârșit, cel mai important, capability profile, respectiv, în cazul nostru am folosit Hyper-V, asta înseamnă că mașinile virtuale create pe acest cloud trebuie musai să fie bazate pe template-uri de Hyper-V, ca să putem să le plasăm pe acest cloud. Și în sfârșit finalizăm operația și obținem cloud-ul. Dacă vrem să facem aceeași operație din PowerShell, vedeți aici un exemplu de script corespunzător. Următorul pas, după ce am creat cloud-ul, ar fi să facem și alte configurări și să definim user roles. Deci dacă e să luăm, de exemplu, întregul proces de alocare de resurse de la un capăt la celălalt, trebuie să începem, de fapt, prin configurarea Fabrix. Toate astea le-am discutat în modulele anterioare, adică am configurat hosturile, am configurat rețele virtuale, am configurat storage. Deci asta ar fi, de fapt, pasul preliminar ca să pot să aloc mai departe resurse către utilizatorii respectivi. Pe urmă, creez un cloud folosind resursele disponibile, deci îi pun de fapt niște limite, aloc un pool de resurse către utilizator și de asemenea descriu capabilitățile cloudului. Și de asemenea, următorul pas ar fi să deleg cloudul respectiv, să deleg administrarea cloudului către un self-service user. Self-service user e un rol generic care înseamnă că el se servește singur, adică folosind pool-ul de resurse alocate, el își poate crea o combinație de mașini virtuale în care poate folosi procesoare virtuale, memorie virtuală, storage și așa mai departe, în orice combinație vrea el, cu condiția să nu depășească limitele de capacitate definite pe cloud. Și în sfârșit, utilizatorul vine și își creează mașinile virtuale, bineînțeles folosind template-uri, adică nu poate instala sistemul de operare de la zero, ci este bazat pe template-uri de mașini virtuale și template-uri de servicii.
Dacă e să discutăm rolurile predefinite din SCVMM, avem următoarele roluri, respectiv VMM Administrator, care practic poate face orice. El, scopul, deci, este toate sistemele și poate face orice operații de configurare, atât pentru partea de fabric, cât și pentru partea de cloud, deci din punct de vedere logic. Există de asemenea un delegated administrator. Să ne imaginăm că avem data centere multiple și acolo avem personal administrativ, deci administratori locali care trebuie să facă configurație, diverse configurații, dar numai pe hosturile din locația lor, de exemplu, sau numai pe storage-ul din locația lor. Și atunci, practic, Fabric Administrator, îi delegăm acestui administrator drepturi de a administra grupuri de hosturi și eventual cloud-uri, dacă vrem ca el să poată configura cloud-uri pentru utilizatorii din locația respectivă, și posibilitatea de a configura elemente din Fabric, host, rețele virtuale sau logice și storage, bineînțeles pe cele care intră în area lui de acoperire. Și tot el ar putea să asigneze clouds către users dacă el răspunde și de acest lucru. Deci este un administrator care, în comparație cu VMM admin, care are acces la tot, el are un scope mai restrâns pe care de servere, storage, networks, pe care el poate face operațiile respective. În Service Pack 1 a fost introdus și un rol nou numit Tenant Administrator. Ăsta are ca scope doar zona de clouds, deci doar zona logică, dacă vreți, virtuală. Respectiv, dacă suntem în situația unui service provider care oferă servicii de cloud către mai multe organizații externe, fiecare dintre aceste organizații va avea un reprezentant care va vrea să gestioneze resursele din perspectiva organizației respective. Adică, de exemplu, este cel care realizează comenzile pentru a aloca resurse pe partea de private cloud și, bineînțeles, poate e și cel care plătește facturile. Și atunci acestuia putem să-i delegăm administrarea pentru unul sau mai multe clouduri și el va putea da mai departe drepturi către self-service users. Da? Deci el va gestiona, să zicem, cloud-ul pe ansamblu și după aia poate să-l împartă în bucățele mai mici pe care să le dea mai departe către self-service user. O chestie importantă este că membrii în acest grup nu neapărat trebuie să fie user din AD, ci pot folosi și alte soluții de identity management. Și asta e un lucru normal dacă noi suntem un service provider și asigurăm servicii către alte organizații. Nu neapărat avem trust între domenii și atunci putem folosi, de exemplu, integrare cu ADFS sau cu alte tipuri de metode de integrare de identity management. Și atunci trebuie să instalăm și o componentă numită Service Provider Foundation. Puteți să-l gândiți ca un API suplimentar care vine peste SCVMM și cu ajutorul căruia putem implementa, să zicem, procese de automatizare pentru partea de, să zicem, servicii oferite, publice oferite în cloud. Și în sfârșit avem rolul de tip self-service user, care îi se pot da permisiuni numai pe clouduri sau bucăți din acestea și poate să creeze mașini virtuale și să și le gestioneze, să le pornească, să le oprească, să facă snapshot-uri, bineînțeles dacă îi dăm voie, checkpoint-uri în limbajul SCVMM, să, eu știu, partajeze resurse cu alți useri, asta bineînțeles dacă are și el voie să facă acest lucru mai departe, și iarăși dacă îi dăm voie să creeze template-uri, să salveze mașini virtuale în librărie, dacă îi permitem acest lucru. Te rog. Ca și,
Da, cred că da. Deci, practic, altfel n-ar avea rost să am caracteristica de tenant administrator și să nu avem pentru self-service user. Deci, asta i-ar permite, să zicem, lui tenant administrator să delege mai departe unor utilizatori individual de tip self-service user. Diferența este că ăștia nu pot modifica mai departe limitele de resurse alocate. Deci ei trebuie să se mulțumească cu cele de tenant administrator. Scuze. Va fi pe clouds. Deci, practic, el vede un pool de resurse. Pe poolul ăla de resurse poate face mașini virtuale și o să vedem mai târziu un app controller, că el poate să vadă mașinile virtuale pe care el le-a creat și la care este owner. Este un tag suplimentar, o proprietate suplimentară la mașina virtuală de owner. Și atunci el poate să facă orice cu mașina respectivă. Doar că nu vede unde e plasată. El nu vede pe ce host este, nu vede unde e storage-ul, nu vede la ce rețea efectiv fizic e conectată. El vede doar niște nume logice. Adică el are definit un număr de o anumită capacitate în termen de procesoare virtuale, memorie virtuală, dar nu știe pe ce host, deci poate fi oriunde. Depinde de algoritmul de intelligent placement. S-ar putea ca mașina lui să pornească săptămâna asta pe un host, săptămâna viitoare să fie migrată pe un alt host. Pe el nu-l interesează. El trebuie să conecteze la mașina virtuală. De asemenea, la partea de network, el vede doar rețelele logice sau VM networks, deci nu vede infrastructura. Și la partea de storage, el vede doar o clasificare și o capacitate. Dar iarăși nu știe efectiv pe ce storage este conectat. Deci el are o perspectivă de user, de tenant. Deci nu vede infrastructura fizică. Și asta ar fi diferit față de, să zicem, tradiționalul self-service portal în care eventual puteam să aflu pe ce mașină virtuală rulează un anumit, pe ce host rulează o anumită mașină virtuală. Da, exact. Adică eu pot să adaug hosturi în spate, pot să adaug storage, pot să mut mașinile virtuale de colo-colo. Nu e treaba tenantului unde sunt ele alocate, unde rulează la un moment dat. Atunci, practic, nu pot delega mai departe resursele alea virtuale mai departe. Deci toată chestia asta cu cloud este ca să pot delega resurse virtuale. Pentru că nu le pot da, dacă vreau să le dau acces la fizic, îi fac delegated admin. Că delegated admin vede și infrastructura fizică. Dacă nu vreau să le dau acces la fizic, atunci le dau cloud, creez un cloud. Da? Hai. Păi nu, că nu la un cloud el nu vede infrastructura fizică, deci el poate doar să creeze mașini virtuale pe niște resurse virtuale. Hai să facem un demo, ca poate e mai clar după aceea. Deci, de data asta, deci am terminat cu zona de fabric și merg în secțiunea VMs and Services. Și vedeți aici că am făcut un cloud și haideți să mai facem unul ca să ne intrăm în mână. Deci, IT Camp. Așa. Și la resurse, vedeți că pot să-i spun, deși cei care le voi delega cloud-ul după aia nu vor vedea acest lucru, dar eu pot să spun că mașinile virtuale create de către ei vor fi plasate pe un anumit host group. Da? Și asta e modul în care eu controlez, de exemplu, că un anumit tenant să poată crea mașini virtuale numai pe anumite hosturi și nu pe altele. Deci cu host grupuri. După aia la rețele logice, oare de ce nu văd rețelele logice? Că doar am creat. O să mai revin la chestia asta. Load balancere și virtual IP templates. Se pare că n-am configurat corect acolo rețelele logice, din cauza asta nu le văd. În sfârșit, de asemenea, port classifications, adică la ce tipuri de porturi se vor putea conecta mașinile virtuale respective. Adică, de exemplu, aș putea să-i zic high bandwidth și medium bandwidth. Deci ei vor putea folosi aceste profiluri.
De asemenea, la storage pot să-i pun silver. Vedeți că nici măcar nu mai am capacitate aici, deci, dar să zicem că voi cumpăra după aia. Deci ia loc capacitate de tip silver și spun că mai târziu o să ia loc suplimentar. După aia îi spun de unde să ia template-uri de mașini virtuale și de servicii. Deci astea sunt read-only library shares. Și dacă vreau să-i dau posibilitatea să salveze mașini virtuale în librărie, trebuie să pun și sus, dar deocamdată nu vreau să-i dau. Și aici pot să-i spun capacitatea și, de exemplu, îi zic poți să ai 6 procesoare virtuale, numai 4 giga de RAM. Astea, ce apare de fapt aici, sunt capacitatea existentă care este disponibilă în acest moment pe infrastructură. Bineînțeles, eu pot să dau mai puțin sau pot să dau mai mult, pentru că nu mă împiedică nimeni să-i dau aici 16 giga de RAM, chiar dacă eu fizic în momentul ăsta pe hosturi n-am atâta. Da? Pentru că eu îi promit și dacă e nevoie mai cumpăr hosturi, mai cumpăr storage, deci ca să acomodez cererile, deci pot face un soi de overbooking. La fel la storage eu pot să-i promit un 500 de giga, deși nu am în momentul ăsta 500 de giga pe total. Deci, practic, este cumulat pe toate mașinile virtuale care le va putea crea el. În cazul ăsta, el va putea face, să zicem, un număr de mașini virtuale, să zicem, de 3, și care fiecare poate să folosească o combinație de 1, 2, 3, 4 CPU-uri, 5, 6, dar, mă rog, dacă le folosește pe toate 6, nu mai are pentru restul. Deci e treaba lui cum și le alocă. Toate astea sunt resurse virtuale, deci eu nu-i spun acum că, ok, astea sunt neapărat de pe un host sau altul. Eu am specificat cel mult un host grup în care el poate plasa mașinile virtuale respective. Și în sfârșit, capability profile, care trebuie să fie pus pe Hyper-V, ca el să poată plasa pe hosturile Hyper-V. După care, voi face un user role și pentru asta, de exemplu, o să trebuiască să mă duc să-mi fac un cont în Active Directory. Deci, dacă aveți răbdare puțin. Să zicem că vreau să dau drepturi utilizatorilor interni. Și în Active Directory îmi creez un grup Cloud Users. Grup. Sau hai zicem ITCAM Cloud User. Și, bineînțeles, aici o să-mi adaug niște utilizatori. O să-i adaug pe administrator și pe Adi Stoian, pe care l-am creat mai devreme. Aici adăugăm administrator și... Așa, oare ce account aveam? Stoian, da. Bun. Și acum pot să mă duc în SCVMM și să asignez cloud-ul către acest grup de utilizatori. Pentru asta voi merge la zona de settings, create user role, la, să zicem, ITCAMP users. La profile vedeți că îi pot seta unul dintre rolurile respective și o să zic application administrator, self-service user. Și aici la members adaug grupul de active directory pe care l-am creat anterior. În felul ăsta ei vor fi membri în rolul respectiv și acum la scope trebuie să-i spun asupra cărui cloud le dau dreptul de acces și o să zic numai la ăsta, la ITCAMP. Da? Deci acolo, astea sunt resurse virtuale, deci sunt promisiuni, dacă vreți. S-ar putea să nu existe fizic tot ce le-am promis acolo în data center. Dar eu le dau voie să-și creeze mașini virtuale în limitele pe care le-am specificat de capacitate la cloud-ul respectiv, dar bineînțeles și în limitele data center-ului fizic și eu trebuie să fiu atent să am resursele necesare să acomodez cererile. De asemenea, pot specifica aici cote și vedeți că avem cote
am setat deja cote la nivelul cloud-ului, după aia mai am un nivel de cotă la nivel de rol, adică pe același cloud pot avea roluri multiple. Și în cazul ăsta, rolul IT Camp Users, pot și aici să specific și să-i zic că voi aveți voie numai 4 procesoare virtuale din totalul de 6 câte erau asignate la cloud. Și după aia, fiecare dintre userii care sunt acolo pot folosi numai către 2. Da? Și asta înseamnă că fiecare user individual, când vor să-și creeze o mașină virtuală, ei din totalul de 6, cât e în cloud-ul respectiv, ei pot folosi numai 2 și restul de 4 vor fi pentru alți useri. Adică eu, userul Adi Stoian, din totalul de 6 procesoare virtuale, eu numai 2 pot folosi, iar restul sunt pentru ceilalți utilizatori din grup. Da? Deci pot seta limitări la cloud level, la role level și la user level, deci utilizatori individuali. Și în sfârșit aici pot adăuga, vedeți că am acces la rețeaua virtuală pe care eu pot folosi. Asta este chiar un VM network, deci cel pe care l-am creat anterior. Și aici pot adăuga template-urile pe care ei le pot folosi. Și atunci să zicem că poate folosi acest template de Windows Server 2012, niște template-uri de servicii, și profilele astea nu ne interesează în momentul ăsta, deci pe mine mă interesează numai VM template și service template, că astea vor fi după aia disponibile în application catalog. Deci, practic, ei vor putea crea mașini virtuale numai folosind aceste template-uri. Și, în sfârșit, pot să le spun ce acțiuni individuale pot să facă asupra mașinilor virtuale. Și aici vedeți că pot să le zic dacă vor fi administratori locali pe mașinile respective, adică în momentul când creează mașina virtuală pe bază de template, automat userul care a creat mașina va fi băgat în grupul local administrators. Dacă să facă pauză și resume, shutdown, start, stop și eventual dacă are voie să facă remove, deci că pot să blocheze accesul, adică poate să creeze mașini virtuale, dar după aia nu mai poate să le șteargă dacă sunt anumite cerințe de genul ăsta. Deci și bineînțeles remote connection ca să se poată conecta la ea. Deci asta ar fi, să zicem, un set de permisiuni pentru utilizatori simpli. Dacă vreau să-i dau voie să și modifice mașina și să o salveze în librărie, pot să-i dau author, pot să-i dau checkpoint ca să poată să revină la setări anterioare, pot să-i dau deploy trebuia să-i mai dau, scuzați, deci ca să poată să creeze mașini virtuale, trebuie să-i dau și deploy. Deci astea ar fi niște pe. Și în sfârșit, pentru anumite operații va fi nevoie de run as accounts. Și aici pot să-i dau corespunzător. Asta în momentul în care template-urile respective de servicii includ și anumite configurări mai speciale care necesită privilegii altele decât local system sau. Da, de exemplu, de adăugat în domeniu sau alte lucruri. Și asta ar fi felul în care deleg permisiunile pentru un grup de utilizatori, adăugându-l într-un rol. Deci, practic, eu am definit un user role, am selectat grupul din Active Directory și am spus ce poate să, deci întâi pe ce cloud și ce tip de acțiuni pot să facă ei. Și ei găsesc aici la user roles. Și mai târziu ei o să poată accesa, pentru că ei sunt utilizatori de tip self-service, nu au acces la consolă. Și atunci vor accesa cloud-ul folosind app controller. Deci aia va fi interfața lor de lucru. Dacă îi făceam delegated administrator în loc de self-service user, deci la cealaltă opțiune, de să zicem ted admin, IT camp, atunci ăștia aveau inclusiv sau tenant administrator de exemplu la pot să fac un delegated administrator în care să le dau inclusiv acces la hosturi și la fel adaug grupul de useri și după aia setez scope respectiv acolo la scope vreau doar să adaug aici un grup să zicem IT
Camp Users, ca să e cel mai simplu și vreau doar să vă arăt aici că în momentul ăsta pot să le dau permisiuni nu numai pe clouds, cum era mai devreme, ci și pe hosturi. Da? Și atunci ei vor putea avea acces și folosi în consola. Pentru că în app controller ei văd numai clouds, resurse virtuale. Dar dacă vor să acceseze, să vadă hosturile și să le gestioneze, deci le delegă administrarea, de exemplu, a hosturilor din Cluj, atunci trebuie să aibă acces la consolă, să poată folosi consola. O să dau cancel aici pentru că nu vreau să fac rolul. Da. Păi nu le dau, pentru că ei practic ce vor putea face este când creează o mașină virtuală, mașina aia virtuală o vor putea conecta doar la rețeaua asta, VM Network. A, dacă nu folosesc VM Network și fac pass-through, de fapt se face automat un VM Network cu același nume cu Logical Network. Deci, practic, dacă nu alegeam, puneam bifaia de Network Virtualization pe Logical Network, automat se va crea un VM Network cu același nume și e o corespondență 1 la 1, de fapt. Spre deosebire de situația în care folosesc Network Virtualization și este many to one, adică mai multe VM Network pe un singur Logical Network. Dar așa, dacă fac pass-through, practic se va crea un VM Network cu același nume cu Logical Network. Da, dar eu folosesc numele ăla, deci IT Camp, care în cazul ăsta este o rețea de tip VM Network. A, să-i spun unei mașini virtuale că să fie administrată de un anumit user. Practic asta aș putea merge, de exemplu, la VMs and Services, să merg la host, de exemplu, să văd mașinile virtuale care rulează pe un anumit host. Și aici, la Properties, dar să vedem de ce nu am acces. E oprită, cred că e. Aici avem un owner. Unde e ownerul, că nu-l văd? Cloud status. Probabil pentru că asta am făcut-o din Hyper-V, dar... Unde? La Access. La Access, scuze. Aici, Self-Service Owner. Da, scuze, deci au mutat. Eram, eu mi-aduceam aminte interfața veche. Așa, și aici pot să zic, owner este Adrian Stoian. Și ăsta va putea face, e din rolul IT Camp Users. Și de asemenea, voi partaja asta cu IT Camp User și aici pot specifica, de exemplu, și pe administra. Deci, practic, el poate partaja mai departe, el fiind owner, poate partaja operațiunile de administrare pentru mașina virtuală respectivă cu un anumit, cu mai mulți useri, să zicem, deci din grupul lui de lucru. Alea sunt pentru resurse noi pe care le va crea. Nu se aplică și la mașinile existente, că asta era o mașină existentă. Deci, dacă îți instalezi consola și userul ăla consola, văd doar mașina asta. Mai dai un pic pe mașina. Pe asta? Deci dăm properties și la access. Deci acolo ai user role. Acolo, când selectezi, trebuie să-i specifici user role. User role cum îl faci dacă îi specifici un cloud sau un scope? Dacă îți faci. Deci, practic, ăla e un grup, de un rol. Deci, practic, nu mai depinde de alocarea de resurse care i-am făcut-o eu. Deci, practic, alocarea de resurse... Ba, contează că în funcție de ce rol are, are acces doar prin app controller sau și la consolă. Deci, dacă este de tip delegated administrator, are acces la consolă. Dacă este de tip self-service user, are acces numai prin app controller. Da, pentru că el a fost setat owner. Ce drepturi are pe mașina.
Pentru că mai departe el poate delega, poate să share, să facă share la drepturile de administrare pentru mașina asta cu alți user care să poată face și ei. Deci, pentru că el e owner, poate să dea și la, uite, zice share with this self-service user or roles. Deci, configurez un owner și pe urmă, dar de ce nu l-a păstrat? Mai facem o dată. Așa. Și el mai departe poate să meargă. El face parte din user role-ul IT Camp Users, care e de tip de self-service user, și aici pot să adaug și deci la fel, să zicem. Acum și drepturile ele se dezeamănă din user role? În user role, de fapt, eu îi spun dacă, în primul rând, dacă este un delegated administrator sau self-service user, în funcție de asta va avea acces la consolă sau doar la interfața app controller și după aia ce pool-uri de resurse are acces pentru a crea noi mașini virtuale. La cele existente, cum a fost cazul ăsta test care eu l-am creat de fapt din Hyper-V, el e acolo, e deja alocat, nu se mai numără la pool-ul de resurse IT Camp care l-am creat ulterior. Dar pentru orice mașini virtuale noi încearcă să creeze, atunci intră în efect limitările de capacitate de pe cloud-ul respectiv. Și mă gândește și la situația următoare. Un user poate să aibă acces la mai multe cloud-uri. Și pe fiecare dintre cloud-uri să aibă limite de capacitate diferite. Adică el când face deploy la o mașină virtuală, creează o mașină virtuală nouă, o să vedem în interfață că are posibilitatea să selecteze pe ce cloud. Cloud-ul fiind un pool de resurse pe care el le-a primit la un moment dat. Eu am un funcționare foarte bine. Deci, te rog. N-am niciun caz la mica mașini virtuale. Vreau să vedem mașini virtuale specific. La care este o lasă de autostat, stop și atât. Atunci exact asta ce am făcut eu aici. Adică voi defini un user role care să-i spun ce drepturi are, ce acțiuni, cum zici, start, stop, shutdown și așa mai departe. Și după aia vin aici și setez owner pentru fiecare dintre mașinile virtuale la care vreau eu să le vadă. Deci asta fără să folosesc cloud. Cloud-ul e doar o abstractizare pentru utilizatori care nu vor. Deci dacă asta cu owner-ul s-ar aplica doar pentru data center virtualizat, deci fără să mai configurăm cloud-uri. Cloud-urile le fac numai dacă am nevoie să deleg cantități limitate de resurse la diverse grupuri de user din organizație. Deci pentru mașini noi, încă o dată, deci mașini care le creez din momentul ăsta. Pentru mașinile existente, pur și simplu mă duc și setez owner și în momentul ăla el are acces la mașina respectivă. Sau pot să dau pentru un grup. Și nu contează ce se da scop la rezolvatorul respectiv. Depinde, însă, dacă el folosește consola sau asta application, app controller-ul, scuze. Scopul nu prea contează pentru că deja mașinile alea sunt pe niște hosturi. Deci scopul respectiv se aplică în momentul în care el creează mașini noi și trebuie să le plaseze pe niște hosturi. Atunci algoritmul de intelligent placement poate plasa numai pe hosturile pe care i-am dat eu permisiuni în cloud. Dar pentru mașinile deja existente pe care eu ca administrator de data center le și pot muta de colo-colo fără ca el să își dea seama, pentru astea deja nu se mai aplică scopul, pentru că ele sunt deja create și eu pot să le și mut. Dar la self-service user nu poți crea rol fără să definești scopul, nu? Ba da, deci... fără să definesc un cloud. Ba da, deci exact ce am făcut mai devreme. Deci mă duc la o mașină virtuală și setez owner-ul. Dar te duci jos să îți creezi acolo un grup în care pui anumită permisiuni, după care te duci și atâta aloci. Da, deci practic pe rolul, fac un user role special pentru asta, îi dau ce tip de acțiuni poate să facă, deci asta la actions, respectiv... Scopul e, am zis că se aplică în momentul când creează mașini noi. Da. Deci nu are voie să creeze mașini noi în momentul ăsta.
doar să le gestioneze pe cele existente. Deci, în cazul ăsta, deci, degeaba am alocat resursele alea în cloud pentru că el nu are acces la ele. Deci e un grup de useri care doar poate gestiona mașini create deja. A, nu, nu, nu. Deci pot să nu-i dau acces la... Asta era ca să-i dau acces să creeze mașini noi pe bază de template-uri și asta era obiectivul. Și o să discutăm în modulul următor despre cum folosesc VM template și service templates ca să creez mașini noi. Dar dacă mașinile sunt create deja, atunci, bineînțeles, să-i dau permisiuni și le poate gestiona. Deci nu trebuie neapărat să-i aloc resurse suplimentare. Ok, cam asta a fost discuția despre lucru cu clouds. Și am văzut că un cloud este doar un pool de resurse și un set de capabilități pe care pot să le aloc unui grup de utilizatori, deci definiți într-un anumit rol pe care l-am configurat în zona de security. Și după aceea ei pot folosi... De exemplu, dacă sunt rol de tip self-service user, pot folosi App Controller. Sau dacă sunt rol de tip delegated administrator, pot folosi și consola de SCVMM, deci au acces la consolă, pentru a crea mașini virtuale pe bază de template-uri, folosind resursele alocate în cloud. Deci asta ar fi concluzia prezentării. Pentru resurse suplimentare există o secțiune în documentația din TechNet despre cum să creează și să configurează un private cloud în Virtual Machine Manager. Mulțumesc frumos!